Soția bărbatului din Colacu, infestat cu coronavirus și internat în urmă cu câteva zile, a fost depistată și ea pozitiv în urma testării COVID-19. Vestea a venit marți seara. Din păcate, în ciuda tuturor măsurilor pe care noi ca autoritate locală le-am luat în ultima perioadă, acest virus a trecut pe lângă aceste măsuri și a ajuns și localitatea noastră. Din păcate, aș putea spune că al doilea caz confirmat este vorba de soția primului confirmat, să spun așa, deci avem de-a face cu o familie din localitatea Colacu și al treilea caz în localitatea Ghimpați. La acest moment nu s-a identificat o legătură între ele, dar nu pot să exclud nimeni. Lucrurile se complică în acest caz, fiindcă femeia lucrează ca îngrijitoare la azilul de bătrâni din localitate. Cei doi au un băiat elev la seminarul teologic, care de flori ar fi împărțit salcie prin tot satul alături de preot. Soția pacientului zero, dacă putem spune așa, este colega noastră la centrul medico-social. Partea bună a lucrurilor că dânsa a venit cu o săptămână înainte în ultima tură, după care am pus în aplicare prevederile de ordonanțe militare care prevede ca personalul centrelor medico-sociale ale cămilor de bătrâni să rămână în centru pe o perioadă de 14 zile, restul personalului să rămână în autoizolare la domiciliu. Faptul că a fost testat pozitiv ne dă mare emoție, trebuie să recunoaștem. Și în virtutea acestui fapt, astăzi reprezentanții Direcției de Sănătate Publice vor testa personalul aflat în centru și, bineînțeles, toți beneficiarii aflați în centru. Tot marți seara a fost confirmat al treilea caz de coronavirus la Ghimpați. Este vorba de o femeie de 80 de ani imobilizată la pat. Deocamdată nu se cunoaște de unde a luat virusul. Femeia are 3 copii care o vizitau, 2 locuiesc în București, iar unul lucrează la un garaj cu tiruri care fac transport internațional. În cel al treilea caz, fiind vorba despre o doamnă în vârstă de 80 de ani, care a fost internată într-un spital cu afecțiuni cardiace, în paranteză fie vorba, dânsa era acasă, singură, imobilizată, ce-i drept, cineva avea grijă de dânsa. Și acea persoană, constatând că starea nu este tot mai bună comparativ cu cea din ultimele zile, a alertat familia, care pe bună dreptate a apelat la serviciile medicale la o secție de cardiologie. Probabil acolo, punând cap la cap simptomele, medicii au, și având în vedere și perioada pe care o traversăm, medicii au luat decizia, probabil impune și protocolul, să o testeze și pentru COVID. Și la 2 zile, bineînțeles, am aflat și această veste că s-a confirmat și doamna este pozitivă. Marius Caravețeanu, primarul orașului Răcar, face apel la cetățeni să respecte cu strictețe măsurile impuse prin ordonanțele militare pentru a stopa răspândirea virusului în localitate.